Pilotul rănit în urmă cu două săptămâni în accidentul aviatic din Suceava este în stare gravă. Familia acestuia a cerut transferul în Timișoara. Pacientul a fost transportat aerian la cererea familiei și cu avizul medicilor de la secția ATI a Spitalului de Neurochirurgie din Iași la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara. El se află în comă post-traumatist cerebral sever, este intubat, ventilat mecanic și stabil hemodinamic, a declarat medicul Diana Cimpoeșu, șeful secției Upus Murdiaș. Sorin Bochiș a fost rănit în urmă cu două săptămâni în timpul unui zbor de antrenament pentru Suceava Air Show 2018. Acesta s-a ciocnit de un alt avion condus de Conel Marinescu, pilotul care a decedat pe loc. Cei doi se aflau la baza de antrenament din Frătăuții Vechi, unde, în urma impactului, avioanele la manșa cărora se aflau s-au prăbușit în afara pistei. Momentul a fost surprins de la sol. Din imagini se observă cum cele două avioane de mici dimensiuni zburau în tandem când s-au ciocnit și s-au prăbușit. În urma incidentului, meetingul aviatic programat pentru data de 4 august pe aeroportul din Suceava a fost anulat. De atunci, starea pilotului Sorin Bochiș, în vârstă de 53 de ani, s-a agravat simțitor.